Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, vă aduc informații din sănătate. De această dată vorbim despre micșorarea stomacului. Cu siguranță mulți dintre cei care vă uitați la noi poate vă interesează aceste informații și alături de mine este domnul dr. Florin Turcu, medic primar, chirurgie generală. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună dimineața. Explicați-ne mai întâi ce înseamnă micșorarea stomacului. Micșorarea stomacului este o operație care se adresează tratamentului obezității morbide, efectuată pe cale laparoscopică, minim invaziv, care își propune să reducă dimensiunile stomacului cu 85-90%. În felul ăsta, un pacient care suferă de obezitate morbidă nu va putea ingera volum de hrană crescut și va avea un efect durabil pentru luni de zile, care îi poate îndrepta comportamentului alimentar pacientului prin diminuarea dramatică a nivelului seric al hormonului foamei numit grelină. Deci dispare senzația de foame sau se reduce? Senzația de foame dispare pentru câteva luni de zile după intervenția chirurgicală, dar lucrurile nu se întâmplă pentru totdeauna. După câteva luni de zile, 3-4 luni de zile în principal, pacientul va experimenta o altfel nouă senzație de foame, în așa fel încât această operație este fiziologică, adică efectele ei vor trece în timp. După 9 sau intervalul 9-15 luni de zile de la momentul operației, pacientul este, să spunem, normal din punct de vedere funcțional. Când și cui îi este indicată această operație de micșorare a stomacului? Operația de micșorare a stomacului este indicată tuturor pacienților care au un indice de masă corporală peste 40, adică sunt încadrați în clasa de obezitate morbidă, de la gradul 3 în sus. În particular, orice pacient care are un exces ponderal mai mare de 40 de kilograme, peste greutatea ideală, este un candidat pentru această operație de micșorare a stomacului. Sunt și criterii legate de comportamentul la momentul deciziei operatorii, fiindcă această intervenție chirurgicală este mai potrivită pacienților care au un comportament alimentar ce presupune mese regulate, un control al volumului de hrană ingerată și nu celor care au mese neregulate, neselective, consumă alimente de orice tip, mai ales dacă vorbim de cele cu exces de hidrocarburi. Pacienții care sunt sweet eaters nu au o recomandare de primă intenție pentru o astfel de procedură chirurgicală, decât după o psihoterapie comportamentală care să le cumva diminueze apetitul pentru consumul excesiv de dulciuri. Prin ce proceduri se face această operație? Astfel de intervenții chirurgicale bariatrice se desfășoară pe cale minim-invazivă. Minim-invaziv clasic, dacă am ajuns aici, este intervenția realizată pe cale laparoscopică cu un lanț imagistic, ce presupune incizii mici, dar în ultimii ani, intervențiile realizate pe cale robotică și-au făcut și ele, să spunem, prezența din ce în ce mai mult în practica curentă. Ce rezultate pot obține pacienții și cât de repede? Rezultatele sunt certe. După chirurgia bariatrică care presupune micșorarea stomacului, se așteaptă o diminuare a excesului ponderal al pacienților cuprinsă între 70 și 80%. Lucrul acesta se va întâmpla gradual pe parcursul lunilor postoperatorii. Astfel, la o lună se așteaptă o diminuare a excesului ponderal cu 20-30%, la 3 luni de zile cu 40-50%, la controlul de 6 luni de zile pacienții vin de regulă cu o diminuare a excesului ponderal cuprinsă între 60 și 70%, iar la 12
15 luni de la operație, așteptăm undeva între 70 și 80% din excesul ponderal. Procesul este supravegheat din punct de vedere medical, pentru că scăderea în greutate poate aduce carențe, deficiențe ale unor vitamine, minerale care își pot pune amprenta pe starea biologică a pacientului și evident că rezultatele pot să fie cumva influențate de comportamentul alimentar al pacienților noștri, pentru că dacă ei vor respecta, să spunem, norme de stil de viață sănătos care presupune evitarea sedentarismului și o nutriție, atunci vor obține rezultate peste această medie statistică. Ce presupune programul de chirurgie a obezității? Scurt, vreau să-mi spuneți. Teste preoperatorii care sunt punctuale pentru a aprecia care este riscul anestezico-chirurgical. Funcție de acesta se alege momentul intervenției chirurgicale. După aceea, operația este un pas important, dar el este necesar a fi urmat de un program de follow-up care se desfășoară în principiu în 3 luni de zile, în primul an de zile și apoi la 6 luni în anul al doilea. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Digi24. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.